Bună ziua! Bine v-am regăsit! Sunt Ancuța Bondar. Suntem în direct la Educație pentru Cetățenie Democratică și vă prezint știrile orei. Începem cu rolul mass în informarea opiniei publice. O resursă pentru clasa a șaptea. Mass media reprezintă ansamblul mijloacelor audiovizuale de informare a maselor. Comunicarea este realizată prin presă, radio, TV sau telefon. Este considerată a patra putere în stat, deoarece veghează la respectarea legii și este un bun mediator între cetățeni și autorități. Mass-media are o importanță deosebită în educarea și formarea opiniei publice. Ce este opinia publică? Opinia publică reprezintă părerile exprimate de oameni cu privire la o problemă de importanță generală. Opinia publică este produsul unui public specific este adusă la cunoștință tuturor prin intermediul mass-mediei și se referă la un subiect de interes public. Datorită internetului și a rețelelor de socializare, a apărut opinia publică online, care este tot mai des întâlnită și este văzută ca un pas în democrația participativă. Mass-media influențează opinia publică prin publicitate și reclamă prin manipulare, dezinformare sau discreditare. Mass media poate manipula opinia publică, făcând apel la titluri șocante, imagini statice și video cu un puternic impact emoțional. În continuare, vă propun jocul Jurnalist pentru o zi. Jocul se va desfășura sub forma unei dezbateri televizate în cadrul unei emisiuni TV. Într-un colț al clasei veți improviza studioul TV, apoi vă împărțiți în șase grupe. Fiecare grupă va primi aceeași întrebare și câte un subiect de dezbatere. Așa cum am spus, fiecare grupă are următoarea întrebare. De ce sunt evenimentele violente din școli transformate în știri și emise apoi ca mesaje către un public larg? Timp de 10 minute veți analiza această întrebare în funcție de cerința primită pe cartonașul colorat al fiecărei grupe. La expirarea timpului, fiecare grupă va merge studioul improvizat și va dezbate subiectul de pe cartonaș ca adevărat jurnaliști ce urmăriți la televizor. Haideți să vedem care sunt subiectele de dezbatere. Grupa care primește cartonașul negru trebuie să analizeze impactul negativ al acestor știri asupra elevilor. Grupa care primește cartonașul galben va prezenta elementele, părțile pozitive ale acestor știri. Grupa care va primi cartonașul roșu va identifica partea emoțională a informațiilor transmise. Cine primește cartonașul verde va stabili dacă informația este menită să manipuleze sau nu auditorul. Grupa cartonașului albastru va stabili tehnici de manipulare pe baza acestui subiect, minciuni, zvonuri, presupuneri. Grupa care primește cartonașul alb va analiza dezbaterile celor cinci grupe care au fost în studioul TV și va prezenta o concluzie obiectivă a subiectului dezbătut, violența. Dragi jurnaliști, v-ați descurcat minunat! Activitatea de astăzi nu s-a terminat. Vă propun să fiți reporter și să luați interviu profesorilor, părinților, bunicilor, vecinilor, colegilor de clasă, elevilor din școală, plecând de la cuvintele lui Napoleon Bonaparte. Opinia publică este termometrul pe care un monar ar trebui să-l consulte zilnic. În funcție de răspunsurile interviului, scrieți un articol pentru revista clasei sau a școlii. Nu uitați! Atunci când scrieți un articol, gândiți-vă la un titlu de impact. Succes! Pe curând!